Despre turneul de tenis, în primul rând, că tu mai ai ieșit de la un meci demonstrativ. Da, da. Un turneu până acum a reușit, cu toate că mai suntem și începători, mă refer eu. Am mai văzut și câțiva care s-au prezentat aici la Tenis Club Curtea de Argeș, dar în general o competiție foarte reușită și mă bucur că sunt între invitații. Cătălina Cristea este cel mai puternic, sau să spun așa, cu nume, adversar cu care a jucat tenis până acum? Da, o cunosc pe Cătălina Cristea. O cunosc, i-am urmărit, iar am felicitat-o pentru cariera care a făcut-o în tenis și se pare că la fete stăm foarte bine, mai bine, mai prost stăm deocamdată la băieți. Și când spun asta, știți și dumneavoastră, de Halep, de Sorana Cristea, de... Da. Stăm foarte bine la fete. Aveți vreo favorită sau să vă placă stilul vreuneia dintre ele în mod special, dintre cele de acum? Halep mi-a plăcut de la început, stilul ei agresiv, agresivitatea care o are cu adversarele. Cum v-ați apucat de tenis după fotbal? Haideți să vă spun, tot la Steaua, stând în cantonament, dacă știți că avem terenurile de zgură care sunt în complexul Steaua. Și stăteam odată cu domnul Cristian Țopescu, fără să știu că are un nepot care juca tenis. Și stând de vorbă, el tot juca la zid de unul singur. Și am zis, el joacă și cu nepotul ăsta. Mărișor, la vreo 12-13 ani. M-a alergat, n-am mai putut. Și am zis, uleu, nepotul ăsta aici, că e cam... carte de tenis, cum am zis eu, este meseriaș nepotul, face, păi da, că e după la vreo 7 ani. Păi și mi l-ați dat mie ca să mă alerge pe mine după ce că sunt cum sunt. Și de atunci a devenit, nu o pasiune, a devenit un sport care îl practicam în afara fotbalului. Și îl practicăm și acum, când putem, unde suntem invitați, unde ne întâlnim noi cu... multă satisfacție. Ați văzut că este între noi o concurență. Nu prea știm noi regulile prea bine din tenis, de lovire, cu toate că mi-a arătat. Dar ne chinuim și noi să ajungem și să fim pe undeva. Ați jucat cu alți foști mari fotbaliști care s-au apucat la rândul lor de tenis? Păi Rotariu, care joacă foarte bine. Gabi Balin, când era mai subțirel, juca chiar Lăcătuș. Dar de mai tineri, ei mai iuți. Noi, ce se întâmplă? Mai cu mintea, cu inteligența, mai veneam, mai dădeam și câte una scurtă, ei, dacă le dădeam, alergau mai mult. Normal că tinerețea era de partea lor. Ați mai fost în anul acesta aici, la bază? La bază am mai fost, dar nu am participat la un asemenea turneu care mi-a schimbat total viziunea despre tenis. În sens pozitiv, bă, e normal că dacă... n-am spus. Acum ați completat dumneavoastră. E foarte bine că ne completăm. Așa este. Și o să vin cu cea mai mare plăcere de câte ori o să fiu invitat. Cred că el face des competiții aici. De aceea vă întreb... Da, da, știu că face. Avem și prieteni care joacă în Curtea de Argeș, care sunt la tenis club, chiar cunoscuți și sunt înrăiți, așa... Unul este Tache, care joacă foarte bine. Așa spune el, eu din ce l-am văzut, cam a jucat și eu cu el.